De anul viitor, tinerii din Deva care vor să se căsătorească o vor putea face chiar și în curtea casei lor. Ofițerul de stare civilă se va deplasa la orice locație de pe raza municipiului Deva, dar pentru asta mirii trebuie să plătească suma de 750 de lei. Tot de anul viitor, toți cei care vor vrea să se căsătorească în Filigoria din Parcul Cetății vor trebui să achite suma de 200 de lei pentru deplasarea ofițerului de stare civilă. În plus, dacă vor dori să se căsătorească sâmbăta sau duminica sau în zilele de sărbătoare legală, aceștia vor trebui să plătească în plus 100 de lei.